Doamnelor și domnilor, bună ziua! Ne bucurăm să vă salutăm din nou din incinta Europa Cafe, unde astăzi delegația Uniunii Europene în Republica Moldova organizează evenimentul European Awards for Civil Society. Iar asta înseamnă că
oferim premii europene pentru societatea civilă. Această inițiativă are loc în contextul campaniei de informare lansată de delegația UE recent, UE Moldova, împreună pentru o societate mai puternică, care își propune să informeze publicul despre rolul societății civile în Republica Moldova și suportul oferit de Uniunea Europeană pentru acest domeniu. Evenimentul de astăzi marchează Ziua Internațională a Drepturilor Omului și o marcăm, după cum vedeți, online. Iar cu această ocazie vom celebra organizațiile non-guvernamentale din domeniul apărării drepturilor omului, care sunt de o importanță vitală pentru Republica Moldova și știm că în acest domeniu încă avem mult de muncit. Pe durata campaniei de informare vor fi organizate și alte evenimente, iar pe parcurs noi vă vom ține la curent cu cele care urmează. Astăzi puteți să ne urmăriți pe platformele privesc.eu, pe paginile Facebook și YouTube a Delegației Uniunii Europene în Republica Moldova, dar și pe paginile de Facebook Împreună Mai Puternici, platforma societății civile a parteneriatului Estic și a instituțiilor media care sunt partenere a acestui eveniment. Mergem mai departe, vreau să salutăm în această sală, în cinta Europe Cafe, prezența la eveniment a excelenței sale, domnul Peter Mihalcu, ambasadorul Uniunii Europene în Republica Moldova. Totodată, prin internet, prin intermediul Zoom, avem conexiunea cu ambasadorii statelor membre a Uniunii Europene care sunt în Republica Moldova și care au plăcerea să se conecteze în această zi importantă pentru noi. Iar pentru un cuvânt de salut, îl invit pe domnul Peter Mihalcu, excelența sa, ambasadorul Uniunii Europene, să ne spună cât de important este acest eveniment pentru Republica Moldova. Vă rog! Mulțumesc și bună ziua tuturor, dragi colegi, dragi oaspeți! Vă urez bun venit la evenimentul nostru de acordare a premiilor europene pentru societate civilă. Le mulțumesc călduros colegilor din statele membre ale Uniunii Europene și organizațiilor internaționale pentru contribuția substanțială la sprijinirea progreselor din domeniile relevante. De asemenea, le mulțumesc colegilor din cadrul instituțiilor din Republica Moldova pentru implicarea în discutarea aspectelor care stau la baza relațiilor noastre bilaterale cu Republica Moldova. Salut în special reprezentanții societății civile și reamintesc importanța esențială a implicării societății civile în discuții și, important, în procesele de luare a deciziilor, ce constituie un element esențial a includerii în domeniul drepturilor omului și a libertăților fundamentale. Astăzi marcăm Ziua Drepturilor Omului. În condițiile pandemiei, anul acesta sărbătoarea a obținut o relevanță suplimentară. În 2020, tematica Zilei Drepturilor Omului se concentrează pe necesitatea de a asigura faptul că drepturile omului sunt esențiale pentru eforturile de redresare. Pandemia ne dictează, de asemenea, un nou format de celebrare a eforturilor organizațiilor societății civile active în acest domeniu. În loc de tradițională recepție, care servește drept platforma excelentă pentru a felicita specialiști apărători și toți activiști din domeniul apărării drepturilor omului, am decis să felicităm în special organizațiile societății civile care au activat prodigios chiar și în vremurile provocatoare ale pandemiei. Această sărbătoare este marcată la finele unei perioade foarte intense și pentru Uniunea Europeană în eforturile depuse în domeniul drepturilor omului. Poate vă amintiți recenta adoptare a planului de acțiune al Uniunii Europene privind drepturile omului și democrația și celui de-a treilea planul de acțiune pentru egalitatea de gen. Cu suportul complet pentru tematica Organizației Națiunilor Unite a anului Recover Better, planul de acțiune al Uniunii Europene are drept scop promovarea unei recuperări inclusive care pune drepturile omului în centru eforturilor noastre de a reconstrui cadrul socioeconomic în Europa și în afara acesteia.
Drepturile omului se află în centrul relației Uniunii Europene cu Republica Moldova și constituie principiile fundamentale ale acordului de asociere. Apărarea drepturilor omului este, de asemenea, o parte integrantă a procesului de reformă pe care Republica Moldova s-a angajat să-l întreprindă. Dorim să avem o agendă bilaterală ambițioasă și cuprinzătoare și rezultate în acest domeniu. De asemenea, este extrem de important că măsurile de urgență aferente pandemiei să nu fie în detrimentul principiilor și valorilor fundamentale. Respectarea libertății de exprimare și securității juridice sunt esențiale. Este mai important ca oricând, ca jurnaliști să-și poată îndeplini atribuțiile în mod liber și independent și ca anumite categorii deosebit de vulnerabile ale societății, cum ar fi copiii, reprezentanții minorităților, cei aflați în detenție, să se bucure de implementarea corectă a măsurilor preventive. Regretăm că modificările inițiate la codul audiovizualului au fost adoptate în Parlament în prima lectură săptămâna trecută. Modificările nu sunt conforme cu prevederile Convenției Europene privind televiziunea transfrontalieră. Legea a fost adoptată fără discuții în Comisia Media, care ar fi trebuit să prezinte un raport în plen. Am dorit să reiterăm faptul că progresele solide, în special în ceea ce privește reforma justiției, sunt cruciale. Acest lucru va avea de asemenea un impact direct asupra situației în domeniul drepturilor omului din țară. Un responsabil reprezintă o condiție prealabilă pentru protecția efectivă a drepturilor omului și a libertăților fundamentale. Un sistem responsabil de justiție, funcțional, independent, imparțial și transparent. Suntem cu toți în asta împreună. De la indivizi la guverne, de la societate civilă și comunitățile de bază, până la sectorul privat. Toată lumea are un rol în construirea unei lumii post-COVID, care să fie mai bună pentru generațiile prezente și viitoare. Trebuie să ne asigurăm că vocile celor mai afectați și vulnerabili informează eforturile de redresare. În acest spirit, Uniunea Europeană se angajează să aducă beneficii tangibile cetățenilor Republicii Moldova, pentru că împreună suntem mai puternici. Dragi prieteni, vă mulțumesc pentru atenție și permiteți-mi să dau posibilitate și colegilor mei, excelențelor, ambasadorilor, statelor membre Uniunii Europene și reprezentanților ambasadelor să spună și ei câteva cuvinte la această ocazie evenimentului de astăzi. Dragi colegi, cine ar vrea să ia cuvintul? Haideți să nominalizăm, o să fie mai practic așa. Văd că sunt cu noi ambasadorii din Austria, de la Austria. Ambasadoare, excelență, ei este la Avalone. Avem conexiune sau? Hello, do you hear me? Yeah? Yes. Yeah. Thank you very much for this invitation. Pentru această invitație. Do you hear me? Yes. Sper că m-auziți. Yeah. Very well. Yeah. Da. Hello and bună ziua tuturor, bună dimineață, de fapt. Desigur, noi din partea austriacă binevenim oportunitatea de a intra în contact direct cu toți actorii în domeniul drepturilor omului activi în Republica Moldova. Protecția drepturilor omului, în special toate măsurile întreprinse pentru a lupta cu corupția, pentru a asigura siguranța activiștilor în domeniul drepturilor omului și a jurnaliștilor,
pentru a lupta cu discriminarea și cu toate restul tipurilor de încălcări a drepturilor omului sunt măsuri foarte importante pentru Austria, țara mea. De asemenea, a fost întotdeauna foarte activă la Consiliul pentru Drepturile Omului al ONU și în alte organizații pentru protecția drepturilor omului, cum ar fi OSCE. Noi de două ori am avut președinția organizației date și în această organizație noi ne axăm foarte mult pe Republica Moldova de asemenea. Cunoaștem că aceasta este o sarcină foarte dificilă, cu multe provocări, anume de a fortifica drepturile omului într-un mediu în care permanent se schimbă oamenii, aici se confruntă cu o scară mare de provocări și riscuri și respectiv vreau să exprim pe deplin respectul pentru activitățile pe care le întreprindeți și pentru curajul de care dați dovadă și vreau să le mulțumesc organizatorilor pentru prezentarea evenimentului de astăzi. Ambassador, your colleague, and thank you for being with us today. Let me pass the floor also to Ambassador of Latvia. Ambasadorului Letoniei. Bună dimineața! Bună dimineața, excelențe! Bună dimineața, dragi participanți! Din perspectiva mea, eu vreau să vă felicit cu ocazia acestei celebrări a societății civile care sunt implicate în activități de protecție a drepturilor omului. Este o tradiție foarte valoroasă. Sperăm că aceste premii să poată avansa motivarea și curajul acestor organizații de a procede cu activitățile pe care le întreprind. Acest lucru, această muncă este foarte binevenită din perspectiva Uniunii Europene și din perspectiva statelor membre UE. Așadar, vă felicit, bravo, bravo tuturor celor care primesc premii astăzi și în acest an și cu siguranță așteptăm cu nerăbdare cooperarea de viitor cu organizațiile și implicarea în activități de protecție a drepturilor omului în continuare. Vă mulțumesc foarte mult! Vă mulțumesc! Acum vreau să ofer cuvântul altor reprezentanți, altor ambasadori care sunt cu noi astăzi. Eu văd ambasadorul Bulgariei. Dear colleague, if we have connection, you can take the floor. Distinse coleg, dacă aveți conexiune, vă rog, luați cuvântul. I do not see the connection to be working at the moment. We will work on that. Pare că nu funcționează conexiunea cu dumnealui. Oferim cuvântul în continuare colegilor de la ambasada Suediei. Neither there, the connection seems to be working, so I will ask. Se pare că nici această conexiune nu funcționează. Vreau să rog ca colegii care sunt gata și care nu au probleme tehnice la moment cu conexiunea să ia cuvântul. It seems that we will come back again to cred că vom reveni la colegii after the presentation noștri, la ambasador, după prezentarea premiilor. Așadar, acum trecem la următorul punct din program, și anume înmânarea premiilor. Nominalizarea premianților și înmânarea premiilor.
Noi vom mai reveni neapărat la excelențele sale, ambasadorii prezenți online la acest eveniment. Stimați prieteni, și acum vă invităm să celebrăm împreună excelența în activitate a organizațiilor societății civile din Republica Moldova, care sunt premiate astăzi. Este vorba despre 4 organizații, asta nu înseamnă că doar 4 fac lucruri bune în domeniul drepturilor omului, urmează pe viitor și alte evenimente în acest sens, dar astăzi vor fi 4 organizații premiate. Să urmărim împreună despre cine este vorba. Un om informat este un om puternic, iar libertatea presei este unul din pilonii pe care se bazează un stat de drept. De aproximativ 3 ani, portalul Nord News le reprezintă cititorilor din nordul țării și nu doar cele mai actuale și veridice informații despre evenimentele din regiune, din republică și din întreaga lume. În munca pe care o îndeplinesc cei 14 membri ai redacției, se conduc de principiul echidistanței, pluralismului de opinii și obiectivismului. Iată de ce multe dintre știrile, interviurile, reportajele și investigațiile Nord News sunt preluate de instituțiile media din țară, dar și de peste hotare. În pofida provocărilor și accesului îngrădit la informații, Nord News continuă să relateze despre problemele oamenilor și să demascheze ilegalități. Mai mult, excelența și dedicația echipei este deja recunoscută în țară, căci doar în anul 2019, jurnaliștii Nord News au reușit să obțină premii de frunte la diverse competiții și gale jurnalistice. După cum probabil deja v-ați dat seama, premiul Libertatea Presei este acordat portalului de știri Nord News de la Bălți. Portalul Nord News promovează libertatea de exprimare și interesele cetățenilor Republicii Moldova pe plan regional, național și internațional. Iar aici avem și un reprezentant al portalului, este vorba despre Dumitru Pelin, redactor șef al Nord News, căruia îi ofer cuvântul. Bun găsit, Dorin, bun găsit, excelență, onorată asistență, excelențele voastre, vă mulțumim foarte mult și țin să vă mulțumesc din numele întregii echipe a portalului de știri nordnews.md pentru această distincție. Aș dori să-mi scot masca ca să vedeți că sunt bine și cei de acasă să se convingă că am ajuns cu bine aici și nu am venit la Chișinău de dragul plimbatului. Ei bine, într-o țară cu o democrație sănătoasă, societatea civilă joacă un rol important, mai exact în sensibilizarea și disciplinarea puterii. Conform articolul 19 din Declarația Universală a Drepturilor Omului, orice persoană are dreptul la libera exprimare și la opinie. De acest lucru ne-am ghidat noi în cei 3 ani de activitate a portalului. Chiar dacă am fost incomozi pentru unii, am reușit să le oferim cetățenilor din nordul Republicii Moldova o posibilitate de a-și spune păsul, de a spune lucrurilor și problemelor pe nume. Cu regret aș dori să constat că în cei aproape 30 de ani de la căderea comunismului, oamenii din nordul Republicii Moldova încă se tem de putere și deocamdată încă nu vor să spună ce îi doare. Ei rabdă, dar ce am reușit noi să facem în activitatea noastră este să le oferim o poartă prin care ei să spună tot ce au. Am emoții, dar cu această ocazie, mai exact vorbim de Ziua Internațională a Drepturilor Omului, vreau să-i felicit pe toți cetățenii din Republica Moldova și nu doar, pentru că reprezentanții societății civile împreună cu dumneavoastră fac lucruri frumoase în această țară. Și această țară are nevoie de oameni demni pentru a mișca lucrurile spre bine. Le mulțumim foarte mult cititorilor noștri, cei de aici și din afară, le mulțumesc colegilor pentru dedicație și dumneavoastră pentru apreciere.
Vă mulțumesc. Mulțumim foarte mult, Dumitru, iar în semn de recunoștință și apreciere pentru activitatea redacției pe care o reprezinți, Nord News, avem onoarea să îți înmânăm Premiul European pentru Societatea Civilă Libertatea Presei. Aici este o diplomă și aici este cristalul. Felicitări, mulțumim pentru tot ce faceți și multe succese înainte. Într-adevăr, Nord News a devenit o sursă respectată de informații pentru oameni nu numai de la nordul țării. Trebuie să recunosc și eu am devenit un ardent cititor știrilor și totului ce publicați dumneavoastră. Vreau să vă mulțumesc pentru această muncă și deschiderea pentru informarea cetățenilor în mod obiectiv despre ce se întâmplă în țară, ca ei poate să fie mai bine informați și să face mai bine deciziile care ei fac ca cetățeni care sunt stăpâni în țara lor. Numai bine și multe succese și înainte. Vă mulțumesc mult și aș spune, Nord News, avem ce spune. Aplauze! Foarte corect, Dumitru, mulțumim, excelență! Pe lângă aceste premii, pe lângă diplomă și cristal, mai sunt și alte premii pe care colegii Dumitru o să le mâneze în timpul apropiat. Mulțumesc foarte mult! Noi mergem la următorul reportaj care vizează următorul câștigător. Așa că haideți să-l urmărim, după care continuăm evenimentul nostru. Cine are carte, are parte. De acest lucru se conving zilnic copiii romi din orașul Fălești, care merg regulat la școală. Ei au fost încurajați să nu abandoneze studiile de membrii asociației Noi Viitorul Luminos, care i-a implicat în multiple activități extrașcolare pentru a-și cunoaște și apăra drepturile. Startul acțiunilor a fost dat printr-o excursie la Cetatea Soroca, destinată doar minorilor romi din Fălești. Ulterior, a urmat un marș prin centrul localității și flashmobul împreună pentru respectarea drepturilor omului, la care au participat și reprezentanții minorităților etnice. De cea mai mare popularitate s-a bucurat însă Festivalul Etniilor, un eveniment colorat și plin de savoare. Noi, Viitorul Luminos, a motivat și încurajat elevii și părinții acestora din localitate să participe la atelierul de confecționare și editare a cărților, în urma căruia a fost tipărit volumul comun Eu îmi cunosc drepturile. Cartea a apărut în 100 de exemplare care au fost donate bibliotecilor din oraș, grădiniților și liceelor. Lucrarea reprezintă un adevărat suport didactic pentru orele de educație civică din școli. Acum, reprezentanții organizației își focusează eforturile pe încadrarea tinerilor în viața localității pentru că sunt convinși că doar prin implicare se poate produce schimbare. Următorul premiant este un ONG din Fălești, Noi Viitorul Luminos, și obține acest premiu pentru eforturile depuse în implementarea unui program de subgrant Drepturile Omului ne privesc pe toți, în cadrul programelor de parteneriat comunitare durabile ale IDOM pentru a sprijini drepturile persoanelor care aparțin minorităților din Republica Moldova. Și, evident, pentru performanțe deosebite în sprijinirea diferitor grupuri de minorități și apărarea drepturilor persoanelor care aparțin minorităților naționale, etnice, religioase și lingvistice. Cei care ne urmăriți în aceste clipe, vreau să vă fac cunoștință cu doamna Ludmila Scobioală, vicepreședintele ONG-ului Noi Viitor Luminos, și vă ofer un cuvânt de salut. Vă rog. Mulțumesc. Bună ziua tuturor. După cum ați văzut, am făcut lucruri frumoase în colaborare cu Liceul Teoretic Ion Creangă din orașul Fălești, Direcția Generală Educație, Administrația Publică Locală din oraș, și suntem dispuși în continuare să colaborăm, sigur, cu susținerea din partea Uniunii Europene. Rezultat, aș vrea să spun, a implementării acestor proiecte, mulți elevi și tineri din oraș
au fost familiarizați cu drepturile omului și au fost promovată respectarea drepturilor omului în viața cotidiană prin organizarea diverselor activități cu elevii din liceu, tinerii din oraș și părinții lor, inclusiv copiii romi și părinții lor. Aș vrea să mulțumesc foarte mult pentru atenție acordată. Ne bucurăm de apreciere din partea beneficiarilor proiectelor pe care noi le-am implementat, dar este foarte plăcut să fie apreciat și de cineva din afară, în special de către delegația Uniunii Europene. Vreau de asemenea să mulțumesc pentru suportul acordat prin granturi din partea Uniunii Europene, în special în domeniul drepturilor omului, pentru că cu toții tindem să trăim într-o țară democratică, unde sunt respectate drepturile fiecărei persoane, indiferent de vârstă, etnie, religie, sănătate. Și cu toții tindem spre un viitor luminos. Vă mulțumesc din suflet! Mulțumim, doamna Scobioală, pentru acest discurs, pentru acest mesaj pe care l-ați transmis, iar acum premiile vin către dumneavoastră. Mulțumesc! Diploma. Pentru mine este onoare să pot să vă înmânez aceste premii, pentru că cu foarte mare respect vedem ce face și cum susțineți pe oameni. Asta este dovadă că nimeni nu este lăsat în spate în societate democratică și toți cetățeni pot să-și vede îndeplinirea visurilor proprii, dar și să contribuie deplin ca cetățen la societate și la progres. Și asta este foarte important și vreau să vă mulțumesc foarte mult pentru ce faceți și pentru că ați deschis poarta vieții spre viața mai bună și mai fericită pentru acești copii. Vă mulțumesc mult! Așa este, excelență! Doamna Scobioală, rămâneți aici, vrem să arătăm și premiile care vin către dumneavoastră, cu care veți merge acasă. Sunt premii utile pentru domeniul de activitate pe care îl desfășurați și tot vin din partea delegației Uniunii Europene în Republica Moldova. Noi suntem siguri că vă vor prinde bine. Vă mulțumim, iar noi mergem mai departe cu următorul premiant. Și cum v-am obișnuit deja, urmărim un reportaj, după care continuăm. Toți oamenii se nasc liberi și au drepturi egale. Este dezideratul după care se conduce asociația Human Rights Embassy, care din 2011 apără drepturile omului și luptă împotriva torturii din Republica Moldova, țările postsovietice și Europa. Convinși fiind de faptul că nimeni nu poate fi supus torturii, pedepselor sau tratamentelor inumane ori degradante, reprezentanții organizației și-au focusat eforturile pe combaterea acestui fenomen. Human Rights Embassy a lansat site-ul Să oprim tortura în Moldova, o resursă informativă utilă atât pentru victime cât și pentru specialiștii care încearcă să-i ajute pe cei care au suferit formă de tortură, maltratare sau le-a fost privată ilegal libertatea. Totodată, juriștii asociației oferă consultații gratuite și asistență juridică primară victimelor torturii și tratamentelor inumane pentru combaterea și prevenirea unor astfel de abuzuri care pot avea urmări grave. Human Rights Embassy a organizat multiple instruiri și seminare în domeniul drepturilor omului pentru avocați, procurori, judecători, jurnaliști și polițiști, cu participarea experților naționali și internaționali. Recent, asociația a trecut printr-un amplu proces de reorganizare și este mai decisă ca niciodată să-și continue activitatea cu forțe noi, pentru că orice ființă umană are dreptul la viață, la libertate și la securitatea sa, așa cum prevede Declarația Universală a Drepturilor Omului.
După cum deja ați văzut, următorul premiant este Ambasada Drepturilor Omului pentru eforturile de combatere a torturii și tratamente inadecvate în sistemul justiției, în special în centrele de detenție în perioada pandemiei. Totodată, organizația a implementat cu succes programul Avocații pentru Drepturile Omului și proiectul Avocații versus Tortura, care au fost concentrate pe acordarea asistenței juridice victimelor torturii, precum și pe instruirea avocaților, ofițerilor de poliție la nivel mijlociu și alte ONG-uri din domeniul drepturilor omului. Iar aici o am în fața dumneavoastră pe doamna Lela Matreveli, director al ONG-ului Ambasada pentru Drepturile Omului, pe care o rog să vină cu un cuvânt de salut. Здравствуйте, коллеги. Я очень рада в этот важный день, Международный день прав человека, находиться в этом зале с другими коллегами из гражданского общества, представители правозащитных организаций и масс-медиа, которые работают на защиту и продвижение прав человека в Молдове и не только. Я представляю организацию Посольства прав человека, буду говорить на русском. Приехав в Молдову, я, честно говоря, не ожидала, что буду работать именно в сфере прав человека, но это действительно очень важная и интересная сфера, и люди, которым близки ценности прав человека, конечно же, посвящают себя защите и продвижению прав человека в течение всей своей жизни. Я рада, что усилия нашей команды, наших экспертов, национальных и международных, наших партнеров, которые помогали нам воплощать всю нашу правозащитную работу в Молдове и в других странах мира, она высоко оценена данным конкурсом, и очень рада за то, что получила признание наша деятельность. Наша организация, международная организация с центром в Молдове, мы создались в 2011 году и создавали ее правозащитники с большим стажем правозащитной работы не только из Молдовы, но и у нас есть граждане других стран мира. И совсем недавно, я хотела бы отметить этот факт, наша организация прошла реорганизацию, и благодаря этому процессу к нам присоединилась прекрасная команда экспертов, профессионалов в обучении, в сфере обучения правам человека, и мы надеемся, что пройдя период пандемии, мы приступим к новому этапу нашей деятельности и будем полезны дальше Республике Молдова и другим странам, в которых мы пытаемся работать и оказывать правовую помощь и работать по защите и продвижению прав человека в других странах. Благодарю за премию. Это действительно большая честь для нас, для всей нашей команды, которая работала в течение почти 10 лет. В марте, 8 марта следующего года нам исполнится 10 лет, и нам действительно есть какие итоги подвести в результате деятельности нашей организации. Огромное спасибо всем. Вы мультфильм, к сигуранце, авец, куча валауда. Я рад, что премии сунт пентру думнявостра. Так, спасибо вам, и для меня большая честь, что я могу передать этот приз, потому что ваша работа очень важна, то, что вы делаете и в борьбе против пыток, ну и тоже в программах для адвокатов, это очень важно. Очень важно, чтобы никто в обществе не подвергался нечеловеческим действиям или ситуациям, и то, чтобы общество стало лучше, это является тоже результатом ваших усилий. Так что большое спасибо, за это. Спасибо. Aici este și cristalul, excelență. Și pe lângă aceste premii, mai sunt și cadourile de sub brad, care tare mult sperăm să vă prindă bine. Cu siguranță domeniul nostru de activitate necesită, de ce nu un aparat de fotografie performant? Toate aceste premii sunt oferite, evident, de delegația Uniunii Europene în Republica Moldova. Vă mulțumim Mulțumesc. Foarte mult și vă urăm succes în activitatea noastră deloc ușoară. Mersi. Iar noi mergem mai departe cu cel de-al patrulea premiant al acestui eveniment. Este vorba despre Asociația
Promolex. Haideți să urmărim un reportaj, după care revenim și premiem. Contribuie la dezvoltarea democrației în Republica Moldova, inclusiv în regiunea transnistreană, prin promovarea și apărarea drepturilor omului, monitorizarea proceselor democratice și consolidarea societății civile. Este vorba despre Asociația Obștească Promolex, creată în anul 2002 de un grup de juriști. Până acum, organizația a acordat asistență juridică gratuită pentru peste 7100 de beneficiari. A instruit peste 600 de funcționari publici și 850 de tineri din stânga Nistrului în domeniul drepturilor omului și participării civice. Experții asociației s-au implicat activ și în analizarea legislației și politicilor publice în domeniul drepturilor omului. Totodată, avocații Promolex au depus la Curtea Europeană a Drepturilor Omului 155 de cauze, iar în cel puțin 88 dintre ele, CEDO a pronunțat decizii și hotărâri. În baza acestora, asociația a obținut peste 5,4 milioane euro în calitate de daune morale și materiale pentru beneficiarii săi. ONG-ul întotdeauna a fost preocupat de promovarea egalității, combaterea discriminării și a violenței în familie. Promolex este membru cu statut consultativ a Consiliului Economic și Social al ONU și face parte din 5 rețele internaționale de organizații pentru drepturile omului și în virtutea realizării lor obținute, cu siguranță poate fi considerat un ambasador al schimbării. Drepturile omului și statutul de drept sunt foarte importante pentru o societate sănătoasă, pentru ca oamenii din Republica Moldova să se poată bucura de un stat de drept. Este încă mult de lucru și sunt necesare eforturi, inclusiv din partea unor asemenea asociații, cum este Promolex. Schimbarea se face pas cu pas, iar astăzi premiul special pentru promovarea schimbării este oferit asociației Promolex pentru toate eforturile ONG-ului de monitorizare și promovare a politicilor fundamentale ce stau la baza unui stat de drept. Iar acum am onoarea să-l prezint pentru dumneavoastră pe președintele Asociației Promolex, domnul Ion Manole, și vă ofer cuvântul, domnule Manole. Vă mulțumesc, bună ziua tuturor, excelențele voastre, domnule ambasador, stimați colegi și onorată asistență. Evident, acest premiu ne onorează și ne responsabilizează în continuare pe noi să continuăm acea luptă pentru drepturile omului în Republica Moldova. Noi întotdeauna spunem că drepturile omului se încalcă peste tot. Pentru noi, apărătorii drepturilor omului, este important ca să avem instituții, să avem instrumente eficiente pentru apărarea lor atunci când se întâmplă astfel de situații. Pentru noi contează foarte mult suportul partenerilor, suportul societății, a presiei în primul rând, și este evident că fără acordul și fără contribuția victimelor în a-și apăra aceste drepturi, nouă ne-ar fi foarte dificil să facem acest lucru. Iată de ce întotdeauna îmi amintesc de numeroasele victime care, după ce au trecut prin diferite situații dificile, complicate pentru ei, pentru membrii familiilor lor, ei nu renunță la luptă, ei sunt de acord să parcurgă căile legale de apărare a drepturilor lor, nu atât pentru a-și face dreptate, dar pentru a contribui la crearea unui sistem care ar preveni repetarea unor astfel de situații prin care ar putea trece și alți oameni. Și aici, iarăși mă întorc la suportul partenerilor, este foarte important ca partenerii să continuă să susțină oamenii activi, activiștii pentru drepturile omului, ca să lupte pentru apărarea altor oameni și, în acest sens, acest premiu vine să completeze numărul mare de premii pe care îl are Promolex și, după cum spuneam, ne onorează acest lucru, va fi un loc aparte pentru noi acest premiu, pentru că vine din partea principalului partener al Republicii Moldova, un partener care cunoaște foarte bine ce se întâmplă în această țară și cunoaște foarte bine sau știe foarte bine să asculte argumentele, să asculte motivele pentru care o organizație sau un grup de persoane sau o victimă cere ajutorul și vine chiar cu recomandări pentru rezolvarea
acestor probleme și pentru prevenirea repetărilor. Încă o dată vreau să vă mulțumesc tuturor și vă promit că vom continua în aceeași măsură și cu aceeași atitudine civică și responsabilă să apărăm drepturile omului în Republica Moldova. Dedic acest premiu colegilor mei care zi de zi muncesc cot la cot pentru această cauză, dar și, după cum spuneam, victimelor care îndrăznesc, care cred și care luptă pentru drepturile lor. Mulțumesc. Foarte frumos spus. Mulțumim, domnule Manole. Aceste premii sunt pentru dumneavoastră. Este pentru mine plăcere și onoare să pot să prezid acest premiu, pentru că, într-adevăr, Promolex a devenit o marcă foarte respectată în Republica Moldova de către tot, de către populație, de către parteneri externi. Promolex este una dintre cele mai respectate organizații societății civile și faptul că ați făcut foarte multe în domeniul protejării, apărării drepturilor omului, persoane concrete, inclusiv cele din regiunea transnistriană, inclusiv foarte multe eforturi la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului, în domeniul monitorizării politicilor care sunt implementate pentru statul să fie mai bun slujitor cetățenilor, de exemplu, în domeniul reformei poliției, altor domenii care sunt importante în domeniul justiției și drepturilor. Și inclusiv acest efort extraordinar care faceți în domeniul monitorizării alegerilor. Asta este foarte important pentru cetățeni, să poate să aibă încredere în instituțiile statului. Pentru tot asta trebuie să fiți mulțumiți și oameni, cetățeni Republicii Moldova poate să simte că cu existența și funcționarea organizațiilor precum este Promolex, Republica Moldova are viitor bun și promițător pentru ei, că poate să fie un loc bun pentru ei, pentru viața lor. Vă mulțumesc pentru asta. Vă mulțumesc și eu încă o dată. Nu aici se limitează premiile. Încă o dată o să rog colegii să arate și celelalte premii care urmează să le primească Asociația Promolex. Sunt cadourile de sub brad pentru că se apropie sărbătorile de iarnă. La fel foarte utile aceste premii și sunt oferite de delegația Uniunii Europene în Republica Moldova. Vă mulțumesc, domnule Manole, și vă urăm succes în activitatea deloc ușoară. Doamnelor și domnilor, iar noi continuăm evenimentul. După cum am promis la început, vom încerca să luăm din nou legătura cu ambasadorii statelor care sunt conectați în aceste clipe prin Zoom. Excelență? Yes, dear colleagues, again we open the floor and give possibility. I da, see dragi colegi, din ambasador, nou Mikus, ambasador încercăm Latvia să facem legătura cu ambasadorii. Văd please, că ambasadorul Letoniei este cu noi. Very, very much, da, vă mulțumesc foarte mult. Vreau să felic premianții de astăzi, bravo! Aveți aprecierea noastră și sperăm că această recunoaștere de astăzi vă va oferi forțe suplimentare în lucrul valoros pe care îl faceți. De asemenea, vreau să zic câte ceva despre probabil cei mai vizibil premiant de astăzi, și anume Asociația Promolex. Subliniez aici două elemente cu privire la premiul bine meritat pentru fortificarea democrației. În primul rând, vă mulțumesc pentru activitatea substanțială în promovarea și apărarea drepturilor omului. În special, vreau să subliniez aici lucrul dumneavoastră în domeniul drepturilor omului în legătură cu regiunea transnistreană a Republicii Moldova. Și în al doilea rând, vă mulțumesc și pentru contribuția vizibilă și importantă în fortificarea proceselor democratice în Republica Moldova, inclusiv și lucrul impresionant în ceea ce privește
bazele participării democratice, și anume monitorizarea procesului de alegeri naționale, și am resimțit cu adevărat lucrul dumneavoastră și analiza foarte competentă a procesului electoral în această toamnă. Din perspectiva mea ca ambasador al Letoniei, evaluăm Promolex-ul la drept un partener foarte responsabil în ceea ce privește deschiderea spre comunicare, analiză și expertiză foarte competentă. Încă o dată vă felicit pe toți premianții de astăzi care au primit premiile europene. Bravo și mergeți înainte. Vă mulțumesc foarte mult. Vă mulțumesc, excelență, vă mulțumesc. Cine ar mai dori să ia cuvântul? Doamna ambasadora Austriei, doamna Valone, vă rog, aveți cuvântul. Da, în primul rând a fost o prezentare impresionantă, într-adevăr, și vreau să continui de la ce a spus domnul coleg Micuț despre Promolex. Eu am ajuns în Moldova câteva săptămâni în urmă și era chiar în mijlocul alegerilor prezidențiale între cele două tururi și cu ajutorul informației și conferințelor de presă oferite de Promolex am primit multă informație ca să mă pot orienta în ceea ce se întâmplă în estimarea progreselor acestui proces. De asemenea, îmi exprim admirația și pentru ceilalți premianți de astăzi. Vreau să adaug că am văzut că sunt implicate multe femei în aceste activități și la moment avem inițiativa secretarului general ONU pentru drepturile femeilor și combaterea violenței în bază de gen și în activitatea mea. În poziția mea diplomatică, eu întotdeauna m-am străduit să promovez drepturile femeilor și participarea lor socială și politică și voi continua să o fac și aici, în Republica Moldova. Asta va fi o poziție foarte importantă pe care o voi ocupa și de aici vreau să felicit femeile activiști în drepturile omului, dar nu numai, toți cei care au fost prezenți aici astăzi aduc o contribuție puternică la fortificarea democrației în Republica Moldova. Vă mulțumesc foarte mult pentru acest lucru și încă o dată mult succes. Vă mulțumesc, excelență, vă mulțumesc, colegi, pentru că reamintiți acest aspect foarte important a egalității de gen și lupta cu violența în bază de gen. Cine mai vrea să ia cuvântul dintre colegii care sunt cu noi astăzi aici? I would like to ask if they want to. Yes, I see a colleague from the Swedish embassy. Văd colegul de la ambasada Suediei. Yes, thank you. Hopefully now. Da, vă mulțumesc. Sper că acum toate aspectele tehnice au fost soluționate. Excelență, vă mulțumesc. Vă mulțumesc pentru acest eveniment și ca să adaug la ceea ce a fost zis deja, felicitări de premianților de astăzi. Cred că am văzut exemple foarte inspirante a ceea ce poate fi realizat în societate și cu o societate civilă puternică și cu oamenii care lucrează pentru schimbări, așa cum am văzut astăzi, într-adevăr putem construi o democrație mai puternică. Acest lucru este extrem de important, desigur, și sperăm că acesta va servi ca inspirație și pentru alții prin vizibilitatea oferită astăzi. Deci vreau încă o dată să felicit toți premianții și din perspectiva suedeză, deci ambasada Suediei are o cooperare foarte apropiată cu societatea civilă din Republica Moldova și vom continua să o menținem și vom continua să vă susținem. Deci încă o dată mulțumesc și felicitări tuturor premianților. Vă mulțumesc pentru atenție. Vă mulțumesc, Eric. Acum alți colegi, cine vrea să ia cuvântul? Yes, colleague from the Embassy of Poland. Da,
Ambasador Fogolin. Yes, yes, very well. Domnule ambasador Mihalkov, vă mulțumesc, excelențe, dragi oaspeți, felicitări pentru premianți. Eu mă bucur foarte mult că au fost aleși acești premianți astăzi. Știu că sunt și alte organizații care lucrează în acest domeniu, care sunt foarte importante pentru Republica Moldova, pentru populația acestei țări. Polonia, ca membru a Consiliului pentru Drepturile Omului ONU, atrage multă atenție la ceea ce se întâmplă în domeniul drepturilor omului și asistența pe care o oferim aici în Republica Moldova include de susținerea acestor organizații și vom continua să o facem și în viitor. Mă bucur că a fost organizat acest eveniment astăzi și încă o dată felicitări la tuturor premianților. Vă mulțumim foarte mult pentru cuvintele dumneavoastră de felicitare. Mai este cineva dintre colegi care ar vrea să ia cuvântul la moment? At the moment I do not see any connection to la moment to nu văd că se deschide vreo altă conexiune. Aici vreau atunci să subliniez un lucru important. Vreau să mulțumesc tuturor statelor membre ale Uniunii Europene pentru eforturile depuse în susținerea societății civile prin programele de asistență pe care le oferă în Republica Moldova. Noi susținem o viață mai bună, mai prosperă pentru locuitorii acestei țări și asta este în conjunctură cu eforturile Uniunii Europene, se face prin intermediul instituțiilor Uniunii Europene. Împreună suntem mai puternici. Esteem Europe in the Republic of Moldova, de asemenea, and we will continue to do so. Noi vom continua să vă susținem aici în Republica Moldova. Societatea civilă este un partener foarte important pentru noi și noi vom continua eforturile de susținere a persoanelor active a societății civile care depun atâta lucru pentru a-și susține cetățenii. Vă mulțumesc, colegi, vă mulțumesc pentru tot ceea ce realizați, pentru toată susținerea care vine din partea țărilor dumneavoastră pentru Republica Moldova și vă mulțumesc pentru că sunteți aici astăzi cu noi. Discursurile pe care le-ați avut astăzi în cadrul evenimentului nostru. Noi suntem la final de eveniment. Cu această ocazie vreau să vă mulțumesc tuturor pentru că ne-ați privit și totodată vreau să felicit organizațiile care au primit premii astăzi. Urmează și alte premii pentru alte organizații. Cu această ocazie vă anunțăm că evenimentul nostru sau evenimente privind respectarea drepturilor omului și premierea celor care o fac foarte bine vor avea loc până la finele lunii februarie 2021. Datorită muncii dumneavoastră, noi constituim o societate democratică, tolerantă și respectiv o societate mai bună în care toți vrem să trăim. După cum vă spuneam din start, aceste evenimente vor avea loc și la începutul anului viitor și noi o să vă ținem la curent cu organizarea lor. Iar la final aș vrea să-i ofer un cuvânt de salut final excelenței sale ambasadorului Uniunii Europene în Republica Moldova, domnul Peter Mihalko, și să vă mulțumesc că ați fost alături de noi și de premianți în această zi. Mulțumesc și eu. Este foarte important ca și în timpul acestuia care este unul de provocare, acest an nu a fost un simplu. Noi ținem minte de ce este important, de valorile noastre. Astăzi este Ziua Drepturilor Omului. Astăzi trebuie să ne reamintim încă o dată de importanța
valorilor fundamentale pe care sunt bazate societățile noastre. Și asta este și baza pe care progres este posibil și pentru asta vom continua să muncim. Noi, din partea Uniunii Europene, să continuăm să oferim asistența noastră, să muncim în parteneriat cu societatea civilă din Republica Moldova pentru binele cetățenilor Republicii Moldova și încă o dată vreau să exprim gratitudine și mulțumiri colegilor, ambasadorilor, statelor membre pentru asistența care vine din partea lor și datorită căreia noi împreună, ca echipa Europa, putem să fim, să susținem pe cetățeni Republicii Moldova. Vă mulțumim, Excelență, pentru acest cuvânt final. Doamnelor și domnilor, evenimentul nostru a ajuns la final. Încă o dată vă felicităm pe toți cu ocazia Zilei Internaționale a Drepturilor Omului. Vă mulțumim că ați fost alături de noi și neapărat o să vă ținem la curent cu următoarele evenimente în această sferă care vor urma. Să aveți o zi cât mai frumoasă și pe curând!